Daniel Timiș ne va prezenta în final un avion radiocomandat pentru aplicații civile. Să nu uităm că trebuie să servim și masa. Bună ziua! Mă numesc Daniel Timiș, din păcate nu sunt de radioamatorist ca și dumneavoastră. Sunt student al Facultății de Automatică și Calculatoare și, în al doilea rând, sunt președintele Asociației Euroavia, o asociație studențească care promovează, să zic așa, lumea, frumoasa lume a aeronauticii. Așa, astăzi o să vorbesc puțin despre cel mai nou proiect al nostru, și anume un aparat radiocomandat, aparat de zbor radiocomandat, și o să vă amintesc câteva aplicații ale acestui aparat de zbor. În primul rând, am să-mi concentrez prezentarea pe cum am construit acest avion și apoi am să vă amintesc câteva aplicații ale avionului. Ok. Echipa, în primul rând, a fost formată doar din studenți ai Universității Tehnice. Am numărat undeva la 9 membri, printre care și un profesor coordonator și un pilot autorizat care să piloteze acest avion. De ce am construit? Noi am avut o motivație în plus, am participat la un concurs internațional de aeromodelism, Air Cargo Challenge, în Germania, Stuttgart. Practic, tema competiției era aceea de a construi un avion radiocomandat în anumite dimensiuni specificate, cu o anumită motorizare, toți concurenții foloseau același tip de motor și aceeași dimensionare a avionului, care trebuia să care o greutate cât mai mare. În acest an s-a cărat undeva la 11 kg, noi am reușit să cărăm 3-4 kg. Iar pe final am să vorbesc despre aplicații, după cum spuneam. Nu are sens să intru în detalii despre alcătuirea echipei. Printre studenți putem aminti, deci niciunul dintre studenți nu a făcut parte din, oarecum, nu avem facultate de aeronautică aici și niciunul dintre ei n-a primit o bază educațională pe construcția de aeromodele. Tot ce am făcut, din ceea ce am învățat noi. Am fost studenți la automatică și calculatoare, studenți la construcții civile, studenți la construcții de mașini și așa mai departe. După cum puteți vedea în imaginea aceasta, avionul nostru trebuia să se încadreze într-un pătrat de lungimea de latura 2,5 metri. Iar motorul pe care trebuia să-l utilizeze era un Axi Gold cu un 920 kV, ceea ce înseamnă rotații pe minut pe volt. Adică undeva la 12.000 de rotații pe minut la o baterie de 4 celule. Iar telecomanda utilizată a fost una cu o frecvență de 2,4 GHz. Ok. Ca și alcătuirea avionului, n-am mers pe, să zic așa, o chestie sofisticată, am luat-o cât mai basic posibil și am alcătuit o construcție clasică, monoplan, cu ampenajul stabilizator simplu, vertical și atât a fost tot. N-am vrut să ne complicăm. Efectiv, fuselajul era doar un tub de carbon pe care era atașat spațiul alocat încărcăturii și trenul de aterizare. Putem trece mai departe. Ok. În primul rând, la această competiție trebuia să transporti și kilograme, dar să faci un traseu, adică o anumită distanță, o anumită lungime. Și se puncta atât numărul de kilometri care ai făcut, sau mai mult de, maxim s-a atins 1,7 km, noi am reușit să facem 1,2 km, dar formula, după cum spuneam, era o medie între greutate și viteză sau distanță. Noi am studiat două profile de aripă. Unul portant, care ne asigura o portanță mult mai mare, deci și puteam să încărcăm mult mai mult avionul, și altul de viteză, care ne-ar fi asigurat o distanță mult mai bună pentru o distanță mult mai mare. Am studiat cele două profile și ne-am oprit doar la două. Nu are sens să intru în detalii constructive. Am ales profilul Benedek, deoarece asigura atât o portanță bună, cât și un coeficient de frecare scăzut și ne-am bazat pe el. Configurația avionului simplă, puteți observa trenul de aterizare montat pe fuselajul avionului, fuselajul avionului fiind pur și simplu doar un tub de carbon de lungimea de, 1729 de milimetri, anvergura aripii, poți să dai slide următor, anvergura aripii aproximativ 3 metri, greutatea avionului a fost undeva la 3,7 kg, plus cele 4 kg pe care am reușit să le transportăm,
a fost undeva la 7,7 kg. Dacă facem o paralelă cu puterea statică a motorului sau puterea de tracțiune a motorului, care este de undeva la 2,6 kg, eu zic că am reușit să ducem o greutate destul de bună, chiar dacă ne-a ieșit avionul puțin cam greu. Ok, autonomia maximă terestră a fost de 1,5 km și viteza maximă, după cum puteți observa că este și scris, a fost de 36 km la oră. Ok. Profilul de aripă. Tot avionul a fost construit din lemn de balsa, fibre de carbon și lemn de brad. Trenul de aterizare, prima figură. Bordul de atac. Corect. Bordul de atac a fost alcătuit din lemn de balsa, fibre de carbon și partea de jos fiind lemn de brad. Iar fuselajul avionului, cea mai rezistentă parte, inima aripii, să zic așa, a fost alcătuită din două bucăți de lemn de balsa, lipite cu lipici între ele și, închise cu fibră de carbon. Următorul slide. Câteva poze de la construcție, metode cât se poate de clasice, am avut nevoie doar de un cutter, de un traforaj, de, nu știu, lipici și ne-a ieșit jucăria. Ok? Dacă merge filmulețul, să-l putem și vedea la final. Merge? Ok, atunci o să-l pun la final. Așa, ca și aplicații, ținând cont că ne aflăm și la un simpozion radio, a radioamatorilor, noi ne-am gândit la câteva aplicații interesante acestui aeromodel. Dacă îmi pune efectiv o antenă pe el, ar putea să-l folosim ca repetor. Sau alte aplicații care pe mine unul mă interesează ca și student al automaticii și calculatorilor, ar fi acela de a îl putea face autonom să zboare, să ajungă la anumite ținte pe hartă, să zic așa, sau în fine. Am putea monta pe el o cameră de viziune termică, să tot așa să localizăm ținte care oameni sau pentru salvare și pentru salvarea lor în cazuri critice, sau marcare, localizare, GPS sau cartografiere. Următorul slide. Mulțumesc în primul rând Universității Tehnice pentru că ne-a susținut, sponsorului nostru Universal Alloy Corporation și partenerului nostru ARA, Asociația Română de Modelism, precum și domnul Ioan Nicodin pentru sprijinul în construcție și Palatului Copiilor. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă mulțumesc frumos că ne-ați dat ocazia să ne prezentăm puțin proiectul în cadrul simpozionului dumneavoastră și dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund. Ok, vă mulțumesc mult pentru atenție și... Dragi, mulțumim frumos mulțumesc. Pentru prezentare. Da, să știți că întotdeauna avioanele și cu radioamatorii au fost prieteni. De ce? Pentru că fiecare avion are o stație de emisie-recepție. Ei au lucrat și la anumite frecvențe pe care noi acum le folosim. Nu se mai folosesc în multe state. Dar cred că domnul student, colegul nostru, o să aibă mult de câștigat dacă va colabora în continuare cu prietenii lui din Cluj aici. Doamnelor și domnilor, în numele meu, doresc să mulțumesc organizatorilor acestui, zic frumos, simpozion până în prezent.